Ne aflăm în Piața Sion, o piață situată în inima străzii Jaffa, principala arteră a Ierusalimului modern. Un tânăr rabin se roagă în numele tuturor celor care s-au adunat aici, în această după-amiază de 3 iunie 2024, obosiți de război și devastare. Evrei, musulmani, druzi și creștini din toate bisericile și confesiunile, bărbați și femei care se recunosc uniți de o umanitate comună, fragilă și frumoasă, care este condiția tuturor copiilor lui Adam, indiferent de convingerile lor religioase, de sensibilitățile politice sau de mediul cultural. Creștini, evrei, musulmani, tineri, bătrâni și copii, israelieni și palestinieni, americani și europeni, africani și asiatici, mărșăluiesc spre poarta Jaffa în această procesiune organizată de peste 20 de asociații. De asemenea, ei cântă cântece tradiționale evreiești în arabă și cântece tradiționale arabe în ebraică. Se roagă și se îmbrățișează reciproc, se cunosc și învață să se respecte reciproc, împărțind spații și evenimente care au ca temă pacea, având în centru respectul pentru persoana umană și demnitatea sa. Acest popor care mărșăluiește este o minoritate, dar o minoritate profetică. Ea ne arată clar că este posibil să trecem dincolo de polarizările pe care ni le impun mass media, că este posibil să trecem dincolo de lecturile superficiale ale acestui conflict, pentru a înțelege că el are rădăcini adânci, este adevărat, dar atât de adânci încât să atingă dorința de viață și de pace care străbate fiecare om, chiar și atunci când aceasta se exprimă într-un mod paradoxal. Din această dorință, Ierusalimul pornește astăzi din nou la drum, pentru a spune lumii că aici există o comunitate de oameni care se iartă unii pe alții, care se recunosc ca frați și nu cedează în fața dușmăniei și a răzbunării, ci sperând împotriva oricărei speranțe, adică în inima credinței, vor să construiască civilizația iubirii.